Neața bună, dragii mei și dragii mele! Desculți pe munte, într-o nouă ediție, de data aceasta de la Cabana Bolboci. Mai devreme am început filmarea cu lacul Bolboci. Și vom încerca să ajungem pe cheile Tătarului, urmând traseul cu cruce albastră. El urmează lacul Bolboci până la Hotel Peștera, de fapt până la Peștera Iolmiciarei. Traseul ar dura cam 2 ore jumate și Cabana Padina 2 ore. Aici mai sunt alte trasee către alte cabane, Cabana Brăței, probabil, sau Bratei, Cabana Bratei și Cabana Valea Dorului, 3 ore. Mi se par mai importante cheile Tătarului, pentru că sunt și în urmarea lor ar mai fi și cheile Coteanului, ceva de genul acesta, pentru că ele fac parte din grupul de chei de pe râul Ialomița, alături de cheile Zănoage și de cheile Orzei, pe care vă invit să le urmăriți în episoadele anterioare, videoclipurile anterioare. Drumul este unul forestier, până aici este asfalt, puteți să ajungeți cu mașina, vă uitați pe hartă cum să ajungeți. Aici e dita mai parcarea, cu o priveliște, puteți să, dacă aveți noroc, puteți să parcați exact cu fața la lac. Și aveți și o promenadă pe dig. Unii și-au adus șezlongurile și stau la marginea lacului și îl privesc foarte frumos. Mi-am propus să ajung până la Peștera Iolmiței, ce scrie în jur de 9 km. Deci cam 2 ore jumate, 3 ore, în fin, depinde și cum e traseul, cum te simți. Să văd dacă, dar nu sunt sigur, dacă voi și intra în Peștera Iolmiciarei. Să vedeți, să faceți așa o idee cum este prinăuntru. Așadar, astea fiind spuse, să pornim la drum. După cum observați, traseul, în principiu, puteți să mergi și mai departe cu mașina, aici, pe drumul ăsta. El, v-am spus, continuă de-a lungul lacului. Acum, cum considerați? Eu prefer să iau pe jos. Am mai înaintat un pic și ziceam că puteți să treceți cu mașina pe aici, dar nu vă recomand, pentru că acum depinde încotro vreți să o luați. Dacă vreți să mergeți direct la Peștera Iolmiciarei, cel mai bine ar fi să o luați pe drumul asfaltat, pentru că sunt două drumuri. Unul pe partea stângă a lacului de acumulare și celălalt pe partea dreaptă. Cei care nu știu și pun pe GPS Hotel Peștera, o iau pe aici, pe acest minunat drum. Dar
Alții o iau și pe la pe un drum mai asfaltat. Da. Asta așa, ca idee, ca sfat. Drumul mai are câteva curbi mai dificile. Și uitați un semn interesant pe care l-am găsit pe drum, făcut dintr-un băț și ca un triunghi din ăla de avarie reflectorizant. Iar aici îți cam rupi mașina, după cum observați, a căzut și pietre din, de pe versant. După cum observați, na, oamenii mai bine cu mașinile pe aici. De fapt, o iau cum... O iau cu mașinile pe aici. Dar chiar nu o recomand. Îți rup mașina degeaba. Când ai drum asfaltat pe partea cealaltă. Aici suntem la coada, la o ramură a cozii lacului. Partea stângă se face așa, cu o formă de L. Practic lacul e în formă de L, oarecum. Și eu sunt pe partea cu L-ul, cu latura mică. Și vreau să vă mai arăt culoarea lacului, care seamănă foarte mult cu cea de pe Scopașa. Ia că trece o mașină. Ca să vedeți bine, asta e taxi. Asta e în regim particular. Cum am spus, îți rup mașină. A plouat mult și îți cam rup mașina. Asta e. Și acum am uit, am mare grijă la braz. Uitați, acest brad pur și simplu stă să cadă. La... nu-i mai dau 2-3 ani. Și la o ploaie mai tare sau la o furtună mai tare, acest brad va cădea pur și simplu pe peste șosea. N-are cum altfel. E prea la margine și se văd rădăcinile cum atârnă. Am ajuns și la o bifurcație. Bifurcația între Crucea Albastră și Triunghiul Roșu. Iar Triunghiul Roșu spune traseul Memorial Nicolae Popescu până la Muntele Tătaru. Muntele Tătaru nu e nici, nu știi ce... prea înalt, are 1890 de metri. Sau până la Leauta, dar Leauta la un moment dat trebuie să face stânga, probabil. Că Leauta știu că pentru Leauta se merge de la cabana Bolboci și se urmează Crucea Roșie. De fapt aici practic, dar na, nu se mai distinge, practic erau sunt săgețile către diferite obiective, cabana Pagina, Hotel Peștera, cabana Bolboci și sunt săgeții diferite. Vârful Omul, 2505 metri. Da. Dar noi ne mergem înainte. Pe acest mirific drum de mașină vechi și plin de gropi. După mai bine de o oră de mers pe jos, pe un soare dogorător,
se vede în depărtare pe unde o ia drumul. E un mic pădeț pe acolo. Și după cum se ved stâncile sau versanții, cei de versanți, stânga, dreapta, ar trebui pe acolo să fie cheile tătarului. Acum să vedem pe unde ne va duce drumul. Încă o dată, culoarea asemănătoare cu cea de la lacul Bălbuci. S-ar putea să fie dată și de culoarea de la braz, să fie o reflexie, nu e exclus. Și am ajuns și la acest indicator, rezervația naturală cheile tătarului, vă mulțumim pentru vizită. Și cam atât. Și nu chiar atât, pentru că puțin mai jos de acel indicator se ajunge iarăși la o bifurcație între triunghiul galben și crucea albastră. Triunghiul galben care este marcat aici pe copac și care duce în șaua tătarului. Iar foarte aproape de intrarea în traseu, nu știu, probabil la 20 de minute, s-a pe hartă două pește, peștera ursului și peștera mică, pe care mă cam bate gândul să le fac, adică nu să le fac, să ajung până acolo, să văd despre ce este vorba. Pentru că drumul de mașină s-ar putea să treacă chiar prin cheile tătarului și să nu fie chiar așa spectaculos cum ar fi cheile zănoagii, spre exemplu, care este un traseu pietonal, da? nu trece nicio mașină pe acolo. Așadar, haideți să vedem despre ce e vorba cu cele două peșteri marcate pe hartă. Sper să nu mă întâlnesc cu vreun urs pe aici. În cazul în care vă întâlniți, să aveți fluierul la voi, foarte important, și aveți grijă cum vă comportați cu el. Acum depinde și în ce toamnă îl găsiți. Depinde de la casă la casă. Traseul e unul obișnuit de munte, ca de obicei cu urcușuri și coborușuri. Pur și simplu urmați poteca cu triunghii galben. Pe traseu mai întâlnit și un pic de grohătiș. Grohătiș adică multe pietre care vă pot curca. În sensul că ele sunt foarte periculoase, deoarece puteți aluneca în cazul în care nu aveți încălțăminte corespunzătoare, gen Adidas sau sandale. Acum, legat de desculț pe munte, pe aici nu merge desculț, e doar așa o denumire, dar merge desculț unde iarbă, pe munte, unde puteți să vă relaxați un pic piciorul, ca să stai toată ziua în bocan și nu prea e prea plăcut, de aceea și oamenii poate preferă adidașii în detrimentul bocancilor. Eu sunt cam pe la jumătatea drumului până la peștera ursului. Chiar aș vrea să văd ce o fi pe acolo. După o urcare destul de anevoiasă, aveți grijă că după acel mic grohotiș, în ghilimele, urmează un mai mare grohotiș, în alte ghilimele, în sensul că sunt pietre mai mari, și când ajunge sus,
E marcaj acolo pe un brăduț. Și practic mergeți pe poteca aceasta. De-a lungul versantului. Sunt foarte aproape de vârf. Sau ce-o fi asta? Dacă înaintați un pic mai sus, veți avea această privire asupra lacului Bălbăci. Ea a venit practic prin partea dreaptă a acestuia. Sau cum ne uităm acum, sau partea stângă dinspre baraj. Acum aveți mare grijă pe aici pentru că e iarbă, nu prea e potecă. E un pic călcată iarba, dar după cum observați, vedeți ce pământ abruptă e pe aici. Trebuie să ajung la acel copac și în continuare. Brazii noștri cei falnici. Și apa. Un pic mai sus este și un panou. Credeam că scrie ceva pe el, dar din păcate nu. La baza acestui versant, cât de drept poate să fie. Dar merge așa un pic pe laterală, aia escalada așa, un pic. Dar periculoso. Da, nu știam eu de ce e acest panou pus aici. Pentru că imediat un pic mai sus este intrarea la peșteră. Sau mai bine zis, grotă sau peșteră. Acum ea este îngrădită, vedeți că are dita mai gardul. Se continuă un pic în jos, dar nu se știe cât. Probabil speleologii au explorat un pic. De moment ce au pus acest gard. Și uitați ce priveliște avea ursul. Probabil a pus gard ca să nu intre, să nu mai intre animale sau oameni să doarmă acolo. Așadar, am ajuns până aici, nu o să mai continui nici până la cealaltă peșteră. Aș vrea să mă întorc și să vedem ce e cu cheile tătarului. Până la urma urmei, că de-aia am venit până aici. Așadar, am coborât jos, mai am puțin și ajung în drumul mare. Vreau să vă arăt chestia asta interesantă, cum la bază este stâncă, piatră, după apoi s-a depus pământ și apoi au crescut acești brazi falnici. Am ajuns și la podețul de care aminteam mai devreme, că ar fi intrarea în cheile tătarului. Practic se poate ajunge foarte bine și cu mașina pe aici, după ce vă rupeți un pic. Un singur șofer am întâlnit să se întoarcă acolo unde am filmat mai mult, unde se vedeau bălțile respective. Era, a fost indus în eroare de către un domn care ar fi o lungime de 2 km, când de fapt era panou de 6 km. Așadar, aveți grijă cum vă informați asupra drumului. Și mai e un indicator în față în care scrie, nu știu, poate încă
Nu bat până acolo, 2 km, 7 km, nu se vede. Cruce albastră pe stâncă. Și minunăția lacului Bălboci. Ia uitați aici cum se vede stânca în apă. Wow! Refetierul la adâncime, am prins așa o discuție cu cineva care lucrează mai jos, lângă cabană, ci că ar fi în jur de 40 de metri, undeva prin zona barajului sau nu știu exact unde anume, dar na, 40 de metri e ceva. Așadar, aveți grijă. Dacă vreți să notați pe aici, pentru că au mai fost cazuri în care omul n-a mai ajuns la mal. Și asta deoarece apa e un pic cam rece. Și oamenii intrau încinși în apă și aia a fost. Așadar, am intrat în cheile tătarului, cam acestea sunt. S-ar putea să fie foarte scurte. Nu, cine știe ce spectacol spun acum. Da, 2 km scrie traseul. Traseul, mă rog, drumul. Și culmea a început să fie porțiune de asfalt. Cu alte cuvinte, asfaltul duce până în... până la podeț. Ia să vedem ce pe aici. Frumușa. Nu știam eu de ce am tăcut clipul anterior. Inițial vroiam să ascultați apa, apoi am văzut lângă acest lângă marcaj e scris aici o placă comemorativă foarte mică, omagiu eroilor căzuți în al doilea război mondial. 9 mai 45, 9 mai 75. Cercul de turism Turist Chimic Braz, combinatul Petrochimic Braz, 27 aprilie 1975. După cum observați niște mașini acolo, se face o peșteră, o să ajungem imediat și acolo. Și cum vă spuneam, de grota respectivă, aceasta este aici. Are o intrare și un marcaj sau o placă. Primul drum între Bălboci și Peștera, 8 km, a fost executat între 1961 și 62 de către IF Târgoviște. Acum aș intra un pic în peșteră sau grotă, nu știu, se simte o răcoare care vine dinăuntru, foarte puternică. Și spre deosebire de peștera ursului, această intrare nu are grilaj, așadar se poate înainta, lejer, prin ea.
Din păcate nu se mai vede așa bine datorită luminii. Va trebui să opresc filmarea pentru că nu am sursă de lumină externă. Așadar, aceasta a fost mini grota. Oamenii vin aici și fac poze. Dar noi o să continuăm spre peștera. Trecem al doilea podeț. Vreau să vă arăt acest versant care are niște dungi negre ieșite pe alocuri din el. Iar ele nu sunt altceva decât ghiciți ce? Apă. Este apă care iese din stâncă. Și se prelinge practic pe stâncă și lasă acea dâră. La fel a fost și la șapte izvoare. Apa venea din munte, țâșnea foarte puternic, iar așa zisele izvoare, de fapt, care erau niște găuri în stâncă, pe unde țâșnea apa. Și vezi, Doamne, oamenii au zis șapte izvoare. Iar eu, în fine, în funcție de cât de puternic poate să iasă apa din stâncă, putea să aibă mai multe găuri sau mai puține în funcție de debit. Dacă era apa mult mai puternică, putea să iasă ca, nu știu, o linie continuă. Râul Ialomița. Da, cam astea au fost cheile tătarului. Bănuiesc că altele nu mai sunt. Se vede un pic nor de ploaie. S-a anunțat un pic vreme instabilă după amiază. Așa că mă grăbesc un pic să ajung și pe la peștera, să văd dacă mai am timp. Eu nu mă pot abține să nu filmez acest hotel în mijlocul naturii. El este în construcție, termin de finalizare în 2021. Beneficiar ar fi o persoană fizică, cred, care a avut bani și a creat acest complex hotelier. O investiție destul de grandioasă, și pot să spun. Fără un milion, 2 milioane de euro, puțin slabe șanse să construiești. Destul de impozant. Aici scrie campingul interzis. Și dacă ai camping interzis, atunci te cazezi la hotel, că acolo nu mai e interzis. După ce am... Da, asta așa, ca o paranteză. Acum, legat de traseu,
Drumul este asfaltat, urmează cheile... Dacă îmi scapă de numele acum. Ceva cu căi era, am uitat, are o denumire foarte ciudată. Și am ajuns aici la o intersecție, un drum care ia în dreapta și un drum care ia în stânga. Cred că înainte trebuie să iau, mai mult ca sigur, Hotel Peștera. Ar trebui să fie corect. Aici e indicatorul, Peștera. Ia Lomiței 3 km mai am. 3 km pe jos. Așadar, tot înainte pe aici. Iar acesta este... Este interzis circulației publice. Drum autoforestier, contur, bolboci, mal stâng. Acum, na, drumul... Da, drumul forestier, da. Fiecare interpretează cum crede. Dar e posibil să fie să aibă dreptate. Nu pe aici am venit. Da, m-am uitat pe hartă cum se cheamă cheile. Cheile Coteanului. Dar nu știu de unde e denumirea asta. A fi și o cabană, cică, cred. Așadar, la Padina, un pic mai sus, este camparea interzisă de un an, doi. De fapt, de anul acesta, cred, a început camparea interzisă, n-aveți voie cu... Dacă s-a... Ioci, alunecă. Vedeți? Cine n-are echipament, te alunești la malul pârâului. Da. S-o dăm înainte atunci. Ia uitați ce vreme frumoasă și priveliște asupra bucegilor. Se vede în depărtare și cabana Babele cu Sfinxul. Și cabana Padina 20 de minute, peștera Ialomiței 30 de minute. Pentru cei care veniți cu mașina, vă sfătuiesc să o luați drept înainte, adică prin dreapta, deși indicatorul spre peștera Ialomiței pe aici, e bine să o luați în dreapta, că aveți drum asfaltat pe aici, e drum nepietruit și nu puteți înaintea prea mult, după aceea trebuie să o luați pe jos. Așa, dacă o luați în dreapta, bine că nu prea sunt locuri de parcare în dreptul mănăstirii, dar în fine. Și alt lucru nou, camparea interzisă, no camping. Așadar, vedeți ce spațiu liber e aici, acum 2-3 ani era plin, acum nu mai e nimic, se dă amenzi. Și orarul peșterii, de luni până duminică, în principiu de la ora 9 la ora 6, ora 6 ultimul bilet, și cu o pauză de la 1 la 2 pentru igienizare, așadar aveți grijă cum ajungeți pe aici. Altceva, nimic nou, toate sunt vechi. Așadar, puteți veni cu mașina până aici, accesul interzis. Iar legat de campare, așa cum vă spuneam mai devreme, sunt amenzi între 2.000 și 6.000 de lei. Camparea și aprinderea focului.
Deci practic mai vei cu cortul, cu rulota și s-a prins focul. Acum mă gândeam așa la ce lume e pe aici. O să vii cu mașina. Vii cu mașina. Vedeți, aici zice rulotă, dar nu zice de autorulote sau de vanuri transformate în campere. Așa poți să vii, o lași în parcare pe aici. Nu a prins focul, nu nimic, și aia e. Dar cred că cel mai bine merge cu un van. Deja autorulota e prea mult și se presupune că staționezi, campezi și nu e bine. După ce am mai mers un pic mai în față, am traversat Podețul, am dat de acest panou despre molid. Asta ca să începem să facem diferența între brazi și molizi și pini și ce ori mai fi. Așadar, către peștera tot înainte, aici. Practic, mergem, o să ajungem prin curtea interioară, știam prin spatele ei. Pentru că prin față, v-am spus, merge pe drum asfaltat. Și legat de accesul interzis. Este interzis pentru unii, că pentru alții, ia uitați ce vilă frumoasă, iarăși un complex hotel, probabil. Aceasta este urcarea spre peșteră sau mănăstire. Apropo, la intrarea în peșteră este și o mănăstire. De fapt, la intrare lângă peșteră este și o mănăstire. Cam pe unde o iau oamenii aceia. De altfel, aceea este a doua intrare pe lângă mănăstire și cea de care spuneam mai devreme că pornește de la șosea. Șosea care duce la Salvamont Padina sau la telecabina peștera. După cum știți, e telecabină care pleacă și din peștera către Babele sau din Bușteni către Babele, dar de obicei asta dinspre peștera sau Padina nu prea funcționează. Parcă într-o singură vară am apucat să o prind. Dar cei de la mănăstire pe aici mai au și o mini hidrocentrală, după cum se vede, o semnată, ea am prins-o funcționând. Se învârte chestia aia verde pentru apă. Și de acolo ați înainte. Cum spuneam, a doua intrare. E foarte frumos amenajat pe aici. Întotdeauna, ca de altfel în toate mănăstirile de prin România, foarte frumos amenajat. Sfânta Mănăstire, peștera Ialomiței. Cam aceasta este intrarea în peștera. Iar înăuntru ei, sau la intrarea în peșteră, este și un izvor de unde se poate lua apă. Și un afiș cu purtarea măștii, care e obligatorie, și păstrarea distanței. Cam așa arată intrarea în peșteră. Și izvorul de care vă spuneam. Vin cu bani ca să aducă noroc pentru unii care crede în așa ceva, pentru alții nu. Și accesul în peșteră. Se face din ce în ce mai răcoare pe aici.
Și cam așa arată peștera la intrare. Foarte frumos amenajată, v-am mai spus. De asemenea, vi se pune la dispoziție și Transilvania 1510 s-a adăpostit un timp aici. Este o sală mare, luminată la intrare și destul de înaltă. Are o lungime de 115 metri, o lățime de 40 de metri și o înălțime în jur de 20 de metri. Formațiunile competiționale lipsesc. Pe vremuri, sala era străbătută de un râu subteran din singura parte accesibilă a peșterii. Acum, turistul are o mare și da, vedeți că e bună casca pentru că se cam îngustează pe aici spațiul, ca în orice peșteră. Pentru cei care stau sau care au probleme cu spatele, aveți grijă cum înaintați pe aici. Nu se vede prea bine, dar era izvorul de apă vie. Pe unde apa a putut să-și facă loc. Și cum vă spuneam, cum iese apa din stâncă la cheile tătarului, exact așa se întâmplă în tot munții. Apa țâșnește din munte, pur și simplu. Ca să vă faceți o idee despre măreția acestei pește, uitați cât de mare poate să fie și bine amenajată. Neapărat să ajungeți la finalul peșterii, pentru că aici este cireașa de pe tort. Așadar, descurs pe munte de la peștera Ialomiței, vă urează să aveți grijă de voi și să ne vedem cu bine și în drumețiile următoare. Pa, pa!